Da, a fost așa, n-am făcut nici ultimul meci bine și îmi pare rău, foarte rău că n-am arătat bine și nu ne-am ridicat la nivelul lor. A fost o campanie de coșmar pentru voi, ținând cont de toate rezultatele, de câte goluri ați încasat, adică aveați cele mai multe goluri în Europa. Da, e clar că avem probleme la defensivă, dar defensiva începe de atac, așa toată echipa primește numai fundași și nu pot să zic nimic, nu pot să schimbam acum nimic, așa a fost și trebuie să muncim foarte mult, să n-am reproșuri, comentarii și cam atât. Asta e realitatea, asta este diferența între fotbalul din vest și ceea ce se joacă la noi, adică iată meciurile cu Silkeborg, 10 goluri primite, astăzi încă 3, încă 3. În afară de Silkeborg, cu Vesi în primul meci am făcut, nu vreau să fac acum analiza mare, dar clar asta două meciuri cu Silkeborg sunt o imagine negră pentru noi și pentru fotbalul românesc, care sper să nu repete niciodată. La început v-ați bucurat pentru că v-ați calificat în grupele conferenței, dar iată că pare că mai mult v-am încurcat la această participare și în campionat până la urmă. Da, așa e, că poate și mulți ani n-am jucat pe două fronturi așa puternic și așa se a văzut. În schimb, a fost o seară frumoasă pentru CFR Cluj. Vă bucurați pentru ei? Nu mă bucur pentru ele, îl felicit și atât. Vă poate ajuta în campionat la acest lucru, că s-au calificat în primăvara europeană? Îl felicit că pentru, e bine pentru fotbalul românesc și atât. O să au mai multe meciuri și... Câți fani aștepți la meciul? Încă sper să asta e, o să fie, nu zic, ultima șansă pentru noi de la suporteri, dar zic că o să fie foarte mult. Și o victorie ar mai induce amarul? Un derby poate să schimbe tot sezonul, dar nu poți să ne gândim la victorie după prestația de seara asta și de meciurile trecute. A fost un joc pentru voi plecarea lui Nicolae Nică? Pentru că a venit după 4 victorii și acea înfrângere? Nu vreau să comentez asta. A plecat în momentul greu pentru echipă, foarte greu pentru echipă și nu vreau să comentez. Momentul foarte dificil pentru echipă și sper că echipa o să iese din situația asta. Nu știu, nu vreau să vorbesc de subiectul închis și gata, nu vreau să comentez foarte mult. Asta suntem care a rămas și... Așteptați voi cu nerăbdare să vedeți varianta inclusiv de Gigi Becali? Sunt foarte trist după meciul în seara asta și vreau să revin cât mai pot pentru meci cu Rapid și atât. Vă